Amin. Binecuvântat să fie Domnului care vrea să ne ducă în paradis. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, o să vă rog să deschideți Bibliile la pagina 1160, capitolul 3, de unde vom citi primele 8 versete. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, de la 1 la 8, 1160, după traducerea Cornilescu. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena. Și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la acestea suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Amin. O să vă rog să vă reocupați locurile. Vă duc salutări sfinte de la Biserica Betleem din Arad, păstorită de fratele Onisim Botezatu. Și am bucuria din nou să mai fim împreună cu dumneavoastră, cred că sunt a treia oară, dacă nu greșesc. Și am avut și eu această vie dorință pe care Apostolul Pavel și-o manifesta aici, să mai vin la voi, să ne mai întâlnim, să mai fim împreună. De ce își dorea așa de mult Pavel? Așa am început textul. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, nu putea să rabde ca să meargă la frați. Ce își dorea așa de mult să ajungă la frați? Ce dorea de la ei sau ce dorea pentru ei? Dacă ne uităm în capitolul 2, în versetul 17 și 18, în 18, astfel odată, chiar și de două ori, am voit eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Își dorea să ajungă și când a văzut că nu mai poate, nu mai reușește, pentru că celor îi pusese piedici, totuși nu a lăsat problema nerezolvată și l-a trimis pe Timotei. Pentru că era o urgență, era o problemă care trebuia rezolvată. Și care era problema? De ce și-o dori Pavel să ajungă la frați? Și spune aici Biblia, și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, cu un scop, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. De-aia am venit la adunare. De-aia am venit, de-aia îmi doresc să vin la adunare cu frații, ca să îmbărbătez pe frați. Asta era scopul lui Pavel. Acesta era acest scop pe care îl avea. Adevărat că o să-mi ziceți astăzi intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și probabil era frumos să fie un mesaj despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Asta a avut dimineață, însă vreau ceva să fac o referire la textul din Matei 21. Atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, s-a ocupat de o categorie de oameni. Citesc versetul 14 din Matei 21. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el îi vindeca. S-a ocupat de oameni necăjiți, de oameni care aveau nevoie de vindecare, spre exemplu. Dar versetul 15 zice, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Toți se bucurau, dar o categorie de oameni erau mânioși și erau plini de mânie, umpluți, așa cum scrie Biblia aici. Dragii mei, noi astăzi am venit la casa lui Dumnezeu să fim umpluți de Duhul Sfânt, nu de mânie, să nu ne supărăm. Ei s-au supărat că Domnul Iisus făcea vindecări, că Domnul Iisus avea milă de necăjiți. Noi nu ne supărăm, așa e? Astăzi Domnul are un mesaj pentru toți, dar în mod special pentru cei care trec prin necazuri și suferințe.
Și voi nu o să vă supărați, pentru că Domnul Iisus vrea să le transmită lor un mesaj de îmbărbătare. De aceea, mesajul care vreau să vi-l aduc se intitulează Cuvinte de îmbărbătare. Apostolul Pavel știa că biserica din Tesalonic are nevoie de îmbărbătare, dar să știți, lucrarea aceasta de îmbărbătare nu era o lucrare izolată din când în când, numai pentru ăia, pentru că ăia erau necăjiți. O învățat de la Domnul Iisus Hristos că trebuie să facă lucrarea aceasta de îmbărbătare regulat. Și asta au făcut-o ucenicii. Dacă mergem în Ioan capitolul 16, versetul 33, Domnul zice, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Da, Domnul vrea să avem pace. Și au venit în Ierusalim și au găsit niște oameni care nu și-au dorit pacea. Lucrurile care pot să-ți dea pacea sunt ascunse de ochii tăi, le-au spus. Pentru că n-ai văzut că astăzi e o zi de cercetare. Astăzi Domnul vrea să ne cerceteze, să ne dea pace. Și de aia ne spune aici, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă vine cineva și îmi spune, frate Cristi, o să ai necazuri. Nu prea îmi place. Sau dacă un proroc zice și mă aduce un mesaj și o să-mi spună că urmează niște necazuri pentru mine. Așa că parcă nu mă bucur și îmi pierd pacea. Ei nu, să știți că Dumnezeu niciodată nu-mi vorbește despre necazuri ca eu să-mi pierd pacea. Dimpotrivă. El îmi spune că voi avea necazuri și în același timp mă încurajează și mă îmbărbătează ca să știu că acolo în necaz împreună cu mine. Chiar dacă voi avea necazuri, nu sunt singur, pentru că El a biruit lumea și pentru că El e alături de mine și mă va ajuta să trec biruitor. Așa că atunci când Domnul Iisus Hristos spunea de necazuri, o făcea cu scopul de a aduce pace. Niciodată cuvântul lui Dumnezeu care ne amintește de necazuri nu are scop ca să ne înfrice, ci dimpotrivă să ne îmbărbăteze. Și să facă Dumnezeu astăzi prin Evanghelie să fim îmbărbătați cu toții care am venit. Și învățând de la Domnul Iisus Hristos, mergem în Faptele Apostolilor, să vedeți că nu izolată lucrarea de care vă spuneam, în Fapte 14, versetul 22. Hai să citim 21. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceea și au făcut mulți ucenici, s-au întors în Listra, în Iconia și în Antiohia. Adică chiar dacă mergeau din loc în loc, predicau Evanghelia, înființau biserici, puneau slujitori, chiar dacă îi mai mustrau, din când în când se mai întorceau pe la ei înapoi și zice în versetul 22, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, nu puține necazuri, tot despre necazuri le spunea. Și celor din Tesalonic același lucru le spunea. V-am spus mai dinainte că veți avea necazuri, cum bine știți, și uite, le aveți, dar avea și scopul de a îmbărbăta și de a încuraja. Dacă vreți, am citit aici vreo 3 biserici. Haideți să mai mergem și într-o altă biserică. Merem în Romani, capitolul 1, versetul 11. Că-și doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Iată că Apostolul Pavel, când ajunge la Roma, zice, vreau să vă văd și pe voi. La toate bisericile unde mergea, din când în când, avea scopul aceasta să meargă să îi îmbărbăteze, să le dea un dar duhovnicesc, pentru ce? Pentru întărire. Zice, sau mai degrabă să ne îmbărbătăm, versetul 12, la olaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Asta era o lucrare pe care o făceau la început apostolii. Nu numai sporadic din când în când, ci o făceau ca o lucrare regulată. Frații aveau nevoie de îmbărbătare a credinței. Și încă pentru îmbărbătarea credinței nu e ușor. Apostolul Pavel spune că la un moment dat în Coloseni, capitolul 2, zice, vreau în adevăr să știți, le spune și lor, vreau nu numai să vă îmbărbătez, vreau să și știți. Coloseni, capitolul 2, versetul 1. Să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața. Iată și la biserica din Laodicea. Ce făcea? Pentru ca să li se îmbărbăteze inima. Ducea o mare luptă.
De-aia își dorea așa de mult. Zicea, trebuie să ajung. Oamenii ăștia trebuie îmbărbătați. Oamenii ăștia trebuie încurajați. Au nevoie de îmbărbătare. O lucrare regulată. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să înțelegem că e necesară în poporul lui Dumnezeu. E necesară în familiile noastre. Însuși Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de întărire. Și acum o să vedem când în grădina Ghețimani, în săptămâna aceasta, a patimilor, când era aproape de ucenici și a zis, haideți lângă mine să ne rugăm, avea nevoie de încurajare, de cineva care să se roage împreună cu el, să știe că-s frații care alături de el, că face o lucrare mare și are de mult de suferit pentru salvarea întregii omeniri. Și au zis, hai rugați-vă. Și ei n-au înțeles. Și atunci Dumnezeu, care știa că are nevoie de întărire, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu, a trimis un înger care să-l întărească. Dacă Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie de îmbărbătare și de întărire, cu atât mai mult noi, oamenii muritori, avem nevoie. Nu există nimeni care zică, a, păi eu n-am nevoie să mă încurajeze nimeni. N-am nevoie să mă îmbărbăteze nimeni pe mine. Toți avem nevoie, inclusiv copilașii care merg la școală. Au nevoie de îmbărbătare. De aceea, astăzi vrem să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu să facem lucrarea aceasta de îmbărbătare. Și Doamne, ajută-ne să o facem așa cum vrei Tu, cum îți place Ție. Și prima întrebare la care aș vrea să răspundem astăzi, o să fie trei întrebări. Prima întrebare este, cine trebuie să îmbărbăteze? Dacă e o lucrare necesară, dacă este importantă, așa am învățat, atunci cine trebuie să facă lucrarea asta? Cine e responsabil pentru lucrarea aceasta de îmbărbătare? Și o să ne uităm în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu și o să vedem în Roman capitolul 12. Aici vorbește despre darurile Duhului Sfânt. Și hai să citim versetul 7, începem. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să ține de învățătură. Vorbește despre darurile lui Dumnezeu. Și apoi zice în versetul 8, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dă cu inimă largă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Și în lista acestor daruri ale Duhului Sfânt apare și darul îmbărbătării. Adică sunt oameni pe care Dumnezeu i-a rânduit să îmbărbăteze pe ceilalți. Pentru că e nevoie de îmbărbătare, Dumnezeu o da și un dar specific pentru îmbărbătare. Care sunt oamenii ăia? Unii poate nici nu știu că au darul îmbărbătării. Dar îi recunoașteți. O să-i vedeți la amvon, nu o să știe să despice firul 4, nu-s bun învățător neapărat. Dar în urma îndemnului pe care îl dă, și dacă e scurt, înflăcărează biserica. Vezi rugăciune, sunt încurajați frații. Ăla care are darul îmbărbătării, te întâlnești cu el pe drum, stai de vorbă cu el, ești necăjit, ai problemă, îi spui problema ta și din două cuvinte te încurajează, te îmbărbătează, te ridică. Și atunci primești altă speranță că e un om chemat de Dumnezeu ca să facă lucrarea aceasta de îmbărbătare. Doamne, te rog, lasă darul îmbărbătării la mulți. Atât de mult ne dorim darurile alea spectaculoase care să fie în față, să fim văzuți. Dar Dumnezeu are nevoie de oameni care să stea la dispoziția Lui să lucreze pentru îmbărbătarea credinței. Că e o miză. Diavolul caută să distrugă credința. Dar noi suntem aceia care ajutăm pe oameni să rămână în credință. Și Doamne, dă-ne putere să o facem. Și atunci o să zicem, fraților, păi dacă ăia cu darul îmbărbătării, ăia să îmbărbăteze. Eu nu am darul îmbărbătării, eu am darul mustrării. Unde scrie? Spuneți-mi, unde scrie în Biblie de darul mustrării? Scrie undeva? Nu, eu n-am văzut. Darul îmbărbătării am văzut. Și o să ziceți, da bun, dacă prorocul are darul de a proroci, păi el trebuie să-și facă treaba, nu eu, că eu n-am darul prorociei. Vai de mine dacă încerc să prorocesc și nu am darul ăsta. Ei, dragilor, când e vorba de darul îmbărbătării, nu numai cel care are darul îmbărbătării, sau când e vorba de îmbărbătare, nu doar cel care are darul îmbărbătării este responsabil să facă lucrarea de îmbărbătare. Tot așa, aici am citit de darul dărniciei. Cine dă să dea cu mână largă. Sunt oameni care au darul dărniciei. Și aia o să-i vedeți că întotdeauna vor găsi situații, vor găsi cauze și chiar dacă nu sunt bogați.
Vor ști să mobilizeze alți frați și o să facă lucrarea, să dăruiască, să ajute. Au darul ajutorării. Sunt oameni care Dumnezeu le-a dat și acest dar. Dar acum vă întreb, numai care au darul dărniciei trebuie să dăruiască. N-a spus toți în colectă. Toți avem responsabilitatea asta să dăruim. De aceea Apostolul Pavel spunea în Roman capitolul 1 că își doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, versetul 11. Pentru un dar duhovnicesc. Dar, zice mai departe, sau mai degrabă ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună. Adică lucrarea de îmbărbătare se face reciproc. Toți suntem responsabili să îmbărbătăm. Și Doamne ajută-ne să ne facem și noi datoria asta. Trebuie să ne îmbărbătăm familia, soția, soțul, copiii. Trebuie să facem lucrarea aceasta, îmbărbătarea credinței. Doamne ajută-ne. Cine trebuie să îmbărbăteze? Toți, în mod special cei care au darul îmbărbătării. Doamne ajută-ne. Bun, dacă pe cine să îmbărbătăm? Dacă avem responsabilitatea să îmbărbătăm, pe cine să o facem? A doua întrebare la care aș vrea să răspundem. Păi dacă toți oamenii au necazuri, dacă toți au probleme, dacă Domnul Iisus a avut nevoie, sigur că toți trebuie îmbărbătați. Însă, aș vrea să vedem câteva răspunsuri din Scriptură la această întrebare. Mergem în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 6. Am să citesc. Unde spune așa, așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și un răspuns este acesta, pe cine să îmbărbătăm? Pe cei care răbdă aceleași suferințe ca și noi. Este un răspuns. Aș vrea să ne uităm un pic la acest verset, lasă-l să ne mai uităm un pic la el. Așa că dacă suntem în necaz, dragii mei, v-ați pus vreodată întrebarea de ce sunteți în necaz? Sigur că v-ați pus-o, toți ne opunem. Când ajungem în necaz, întrebăm, Doamne, de ce am ajuns în necazul ăsta? Și uneori ne cercetăm și vedem că am greșit și am păcătuit și ne pare rău, ne pocăim, Dumnezeu ne iartă și ne ajută să trecem biruitor prin necaz. Dar sunt și situații în care ne cercetăm și vedem ca și eu altă dată, Doamne, de ce ai îngăduit necazul ăsta peste mine? Și îmi dau seama că n-am păcătuit. Și dacă n-am păcătuit, de ce o vin necazul peste mine? Haideți să dau un exemplu din Ioan, din Evanghelia după Ioan, capitolul 9. La un moment dat, au venit la Domnul Iisus ucenicii și l-au întrebat, uite, au dat un necaz peste o familie și nu știm de unde vine necazul? Nu știm. Vrem să știm. Și-a pus o întrebare. Și întrebarea a fost următoare. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Cine a păcătuit? Pentru că, în general, noi ne gândim că necazul vine în urma păcatului. Și Domnul Iisus a desființat oarecum această teorie care nu-i generală. Nu toate necazurile sunt consecința a păcatului. E adevărat că unele necazuri ni le atragem noi singuri pentru că păcătuim, dar nu toate necazurile din viață sunt consecința păcatului. Și au venit și le-au spus, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Pe cum n-a păcătuit? O exista vreun om pe pământ care să nu fi făcut vreun păcat? Păi și părinții l-au păcătuit. Și el l-a păcătuit. Nu la aia se referea Domnul Iisus că nu au făcut niciun păcat. Ci au vrut să spună, necazul care a venit peste ei nu este o consecință a păcatului. Or fi păcătuit. I-o fi pedepsit Dumnezeu și pe ei. Or avut și altfel de necazuri. Dar acest necaz, nașterea unui copil orb, nu era o consecință a păcatului. Ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să știți, nu întotdeauna în viață oamenii au necazuri și nu-i judecați. Știu eu de ce o pățit. Nu-i treaba mea. Asta e Dumnezeu care știe când pedepsește și când încearcă credința. Sau când vrea să-și arate lucrările lui. Însă mai există o situație. Mai sunt necazuri, dar asta e un fel de necaz care vine în viața noastră ca și la Iov. Iov nu a păcătuit deloc. Și-au venit prietenii și l-au acuzat.
Știți foarte bine că diavolul a cerut. Și Domnul s-a răudat cu el, nu-i nimeni neprihănit ca și Iov. Și-au venit necazuri mari peste el, nu mici, mari. Nu păcătuise. Însă mai există un fel de necazuri în viață și ne întoarcem din nou la versetul din 2 Corinteni. Ca un pic să-l analizăm și versetul acesta, versetul 6. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Știți că uneori Dumnezeu ne trece prin anumite necazuri pentru alții, ca să putem ajuta pe alții. Și anume cum? Dumnezeu ne trece prin anumite necazuri ca să ne formeze să fim profesori, să putem să-i ajutăm pe alții. După ce noi trecem biruitor prin necazurile prin care am trecut, acum știm cum să-i ajutăm pe ceilalți. Și dacă n-ai un răspuns, Doamne, de ce ai îngăduit în viața mea asta? Poate să fie răspunsul ăsta. Dumnezeu vrea să facă din tine un mare profesor care să salveze pe oameni din necazuri. Au fost unii care au ajuns în scaunul cărucior, care au ajuns în anumite necazuri mari și au zis, Doamne, dar ce am făcut? N-am făcut nimic să ajung în cărucior. Dar s-au trezit și au înțeles că Dumnezeu vrea să-l facă profesor. Și profesor în cărucior umblă în toată lumea, în țară. Și ajută pe toți ceilalți care sunt în cărucior ca și el. Pe cei care trec prin aceleași necazuri ca și el. Dacă se întâmplă că la un frate moare un copil, are un necaz mare. Și eu care-s bun mă duc și îl îmbărbătesc și îl încurajez. Dar pentru că eu n-am avut experiența asta, o să zică fratele către mine, Cristi, îți mulțumesc. Îți mulțumesc mult că ai vrut să mă încurajezi, să mă îmbărbătezi, dar tu nu mă înțelegi. Asta și spune un adevăr. N-am cum să-l înțeleg, că n-am trecut pe acolo, dar dacă vine altul care a avut un necaz similar cu al lui și vine ăla și spune, auzi frate, știu, durerile tale, întrebările tale, pe aici am trecut și eu. Durerea pe care o ai tu, am avut-o și eu. Am suferit, mi-a pus multe întrebări, dar se poate, mergi înainte. Un om care a trecut prin necazul ăla, e profesor, că acum știe cum să încurajeze, să îmbărbăteze. Uneori Dumnezeu ne trece prin necazuri. Gândește, tinere, treci printre necazuri și zici, dar de ce tocmai mie, Doamne? Pentru că tu odată îi vei încuraja pe alții. Nici o fată nu vrea să vorbească cu mine. Nimeni nu vrea să căsătorească cu mine. Și treci prin necazuri, un necaz mare pentru tine. Dar după ce tu treci prin aceste biruințe și vei fi biruitor, și te vei căsători, o să vină tinerii când vei fi tu mare și o să-i încurajezi să îmbărbătezi acești tineri care văd că nu-și au trecut prin același necaz ca și tine și acum știi cum să-i încurajezi să-i îmbărbătezi. Și ăla e un necaz mare pentru unii. Și câte și mai câte nu sunt. Ce să facem? Pe cine să îmbărbătăm? Pe cei care trec prin aceleași necazuri ca și noi. Doamne, ajută-ne la acestea. Să o facem lucrarea aceasta cu credincioșie, așa cum ne-a învățat Dumnezeu. Și dacă mai vreți, mai există și versetul din 1 Petru 5, cu 8 și 9, care vorbește același lucru. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tulcoare ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Și zice, împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași necazuri ca și voi. Și de aia noi ne îmbărbătăm reciproc unii pe alții. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să învățăm să facem lucrarea aceasta. Apoi, există și totuși categorii de oameni pe care nu-i voie să-i îmbărbătăm. Și dacă facem lucrarea asta, ar putea să păcătuim. De aceea aș vrea să vedem și cazurile astea. Ne uităm în Scriptură, Psalmul 64:5. Și să vedem situații în care nu-i voie să îmbărbătăm. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic, cine ne va vedea? Sunt oameni care se îmbărbătează în răutatea lor. Vedeți în lumea în care trăim. Oamenii se îmbărbătează atunci când e vorba să facă rău. Se încurajează unii pe alții. Noi să nu facem așa. Dacă vedem pe cineva că stăruie să se răzbune pe un frate, să facă ceva, nu-l încuraja. Da, frate, du-te înainte, spune-i. O să fie adunare generală. Spune-i, frate. Aia e răzbunare. Ăla e păcat. Ăla e un lucru rău. Nu-l îmbărbăta. Nu-l încuraja. Ajută-l să scape de acel păcat. Că îl împingi mai rău și cade în prăpastie. Doamne, ai milă de noi. Apoi, un alt exemplu care avem și aș vrea să înțelegem și lucrul acesta, să nu facem îmbărbătare, mergem în
cartea Isaia, capitolul... În Isaia aici ne vorbește despre lemnar și argintar, care și ei se îmbărbătau unii pe alții. 41:7. Lemnarul îmbărbătează pe argintar, cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare, este bună, și țintuiește idolul în cuie și nu se clatină. Iată că idolatrii se îmbărbătează. Și că suntem la capitolul idolatrie, sunt multe posibilități de a te închina la idol și în vremea noastră. Chiar dacă nu mai e, așa cum scrie aici, acel obiect din aur sau argint pe care ei făceau și se închinau și se încurajau unii pe alții. Aduceți-vă aminte de argintarul Dimitrie, cum s-au îmbărbătat, s-au încurajat și au strigat toți, mare zeița efesenilor, Diana efesenilor marei, nu? Se îmbărbătau și se încurajau ca aia de pe stadion la fotbal. Se încurajau acolo unii pe alții, nu cumva să-și piardă câștigul pe care l-aveau. Dragii mei, și noi avem idoli. Și amintesc unul dintre idolile care sunt periculoși pentru noi pocăiții. Idolul lăcomiei, iubirea de bani, rădăcina tuturor relelor. Sunt oameni care muncesc nu pentru Dumnezeu, ci pentru pământ, așa cum ni se amintea aici, au fost cuvinte și în poem, au fost cuvinte spuse și de fratele nostru la îndemnul pe care l-a dat. Dragii mei, uneori greșim și ne îmbărbătăm pentru pământul acesta mult și nu ne mai îmbărbătăm pentru lucrarea și slujirea pe care trebuie să o facem pentru Dumnezeu. Sunt oameni care se dăruiesc pentru lucrarea lui Dumnezeu, sunt obosiți, cad pentru Dumnezeu. Dar alții care sunt obosiți și cad și sunt epuizați pentru pământ, nu-i mai îmbărbătați, că o să moară și nu o să primească nicio răsplată, că s-au terminat pentru pământul acesta. Încurajați-i pe cei care îl slujesc pe Dumnezeu. Chiar nu de mult am avut ocazia să văd cineva primise, a fost o situație care am observat-o eu, primise pe WhatsApp, că acum e WhatsApp, poze despre o lucrare de îmbogățire, cum a mai făcut încă un apartament, încă unul, încă altul, și o primi poză și o trimis mesaj, o trimis unul altul, s-o încuraja, s-o îmbărbăta să facă lucrul ăla. Și tot aceeași persoană a văzut și altă imagine cu o lucrare a lui Dumnezeu și a fost îndemnată de aceeași mesaj de îmbărbătare. Nu! Pentru asta nu. Pentru că nu-i convenea cum era lucrarea aia. Vrea să fie altfel de cum se aștepta. Și mi-am dat seama că oamenii se îmbărbătează în lăcomie. Doamne, ai milă de noi și păzește-ne. Știți ce au făcut Anania și Safira? S-au încurajat unul pe altul. Și-au murit amândoi. Păzească-ne Dumnezeu să ne îmbărbătăm în familie în idolatrie. Să ne îmbărbătăm în familie sau în biserică sau în altă parte. Noi ne îmbărbătăm pentru slujirea, pentru credință, pentru slujirea lui Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Pe cine să mai îmbărbătăm? Să îmbărbătăm pe tinerii slujitori care intră în slujire. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, sau Dumnezeu, dacă vreți așa să o iau, când Iosua, un tânăr, urma să înlocuiască pe Moise, Dumnezeu însuși îi vorbește și spune în versetul 6, Iosua 1, întărește și îmbărbătează-te că și tu vei da în stăpânire poporului această țară pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-o dă robul meu Moise. Și apoi în versetul 9, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește și îmbărbătează-te. Și unii au mai zis, pe aici zice, tu să te întărești, să te îmbărbătezi, eu trebuie să te îmbărbătezi pe tine. Dragii mei, Dumnezeu o zis, am dat porunca. Doamne, ajută-ne să facem lucrarea aceasta. Sigur că noi trebuie să ne întărim, să ne îmbărbătăm prin cuvântul Domnului. Asta a fost un cuvânt venit din partea lui Dumnezeu ca să-L întărească, să-L îmbărbăteze pe Iosua în lucrare. Și în slujire, când vedeți tinerii că slujesc, nu s-a început, copiii, spun o poezie, o cântare, mai greșesc, încurajați-i, îmbărbătați-i. Știu o situație, o tânără care, la un moment, era copil atunci, era copilă, nu era tânără încă, era copilă și a spus o poezie lungă în biserică. Și-a învățat și a făcut un efort extraordinar de mare ca să slujească pe Dumnezeu. Și cineva la urmă, pentru că se grăbise, spusese repede, a venit și așa o îmbărbătată și a spus, băi, te-ai făcut de toată rușinea, mă. Dar ce? Uite, tu
ai spus așa rapid, dar trebuie să stai mai încet. Niciodată nu mi-a spus poezie în biserică. Și avea capacități mari. Și-au folosit-o oamenii din lume, în lumea asta. Și acum e în lume. Pentru că nu a fost îmbărbătată și încurajată. Cineva a avut dorința ca să o ajute să facă lucrarea mai bine, sigur, dar un tânăr, un copil are nevoie de încurajare și de îmbărbătare. Mă întâlnisem odată cu doi tineri căsătoriți și bărbatul m-a pus o întrebare și mi-a zis, frate Cristi, păcat să minți? Îmi vrea să ce întrebare? Păi ce răspuns îi dau? Sigur că e păcat, dar mi-am dat seama că ceva nici am zis, știi ce, vreau mai multe amănunte, la ce vrei să te, la ce te referi? Sigur că e păcat să minți, cum să nu fie păcat? Păi, uite, acum ne-am căsătorit și soția îmi face de mâncare. Și nu, mie nu-mi place felul cum face de mâncare. Și are pretenția să-i spun că e bună. Păi dacă eu sincer și spun cum măi, de ce se supără, mă? Se supără că îi spun că nu-i bună. Dar eu sincer și spun adevărul, frate. Cum să mint? Și atunci mi-a dat Dumnezeu înțelepciune și l-am întrebat, auzi, dragul meu, ai fost pe clasa întâia? A fost, că e terminase facultate. Da. Ai desenat vreodată în clasa întâia? Și voi ați desenat copii, așa-i? Da. Și au desenat copiii foarte frumos. Și așa-i că i-ați lăudat și voi. Și ați zis, vai ce frumos e și doamna v-a dat FB. Sau 10 alții care ați fost. Pentru că au desenat frumos. Dar copiii care acum sunteți pe a 4-a, pe a 5-a și vă uitați, sau pe a 8-a și vă uitați la desenele din clasa întâia, ce ziceți, or fă faine alea pe a 1-a? Nu prea, așa-i? Acum știți desena mult mai frumos. Și acum mai merita 10 dacă în clasa 4-a faceți, nu mai și acum deja desenez mai frumos. Și dragii mei, dacă doamna învățătoare în clasa 1-a arăta cu deștiu către un tablou făcut de Michelangelo sau de oricine ar vezi voi, de un pictor, eu știu. Bun. Și zicea, când o să desenez așa, meri 10. Până atunci, nu. Cum mai erau profesori, 10-le numai lui Dumnezeu și n-ai cum. Dacă era un profesor din ăla, copilul niciodată nu progresa. Și am spus și acestor tineri, și am spus, soția ta știe să gătească, dar știe să gătească după gustul cum o învățat în familia ei. Și nu înseamnă că gătește rău. Doar că ea acum e în clasa întâia să-ți gătească după gustul tău. Și îți garantez, când o să treacă anii, va fi mai bună și ca mama și ca bunica pe care tu le lauzi, că așa mâncare ca la mama n-am avut. Ea încearcă să o îmbărbătezi, că nu-i păcat să-i spui. 10 meriți pentru mâncarea aia. E foarte bună, că nu-i pe gustul meu, dar e bună. Nu-i păcat. Și asta o spun ca mustrare. Doamne, iartă-ne, că mulți nu știu și aceeași lucru se întâmplă în familie și invers. Soția zice către soț, păi uite tata, bă, au făcut 5 case, mă, uite, tu nu ești în stare să bați un cui, te-ai lovit peste dege sau ceva de genul. Se întâmplă. Nemulțumiți că nu reușește să facă atâtea cât i-a putut să facă tata. Păi ce frumos o construit tata și tu n-ai făcut exact așa. Ai pus gresia strâmb. Domnul să ne ajute să ne îmbărbătăm unii pe alții în familie. Să îmbărbătăm pe cei care sunt la început, că după aia o să știe mai bine decât părinții noștri. Că așa e viața. Doamne, ajută-ne să ne îmbărbătăm și să ne încurajăm unii pe alții. De aceea aveți grijă, socrii și soacre. Încurajați-vă nora, încurajați-vă ginerele, îmbărbătați. Nu-i lăsați, că altfel vă distrugeți copiii. Doamne, ajută-ne să învățăm să facem lucrarea de îmbărbătare și în situații din astea. Că de azi multe necazuri în familie. Că nu știm să încurajăm lucrările bune. Apoi să... Nu cumva să încurajăm sau să îmbărbătăm pe cei disciplinați. Știți copilași, voi știți bine, nu? Că atunci când face rău un copil, doamna îl pedepsește, așa-i? Dacă face rău. Dar ați văzut alți colegi de-a voștri de clasă în pauză să meargă la el. El plânge că l-a disciplinat. Și merg, vai săracul de tine, ce ai doamna. Așa-i că sunt copii care merg și spun, așa-i, am dreptate și la mine, la școală, de jos. Cine o vorea, doamna sau el? Păi el a fost, nu? Și atunci merg și îl îmbărbătează, îl încurajează pe ăla rău. Dar să știți că și noi oamenii mai nu facem așa. Un om care păcătuiește, e disciplinat,
pentru că nu vrea să corecteze și atunci merg alții în jurul lui. Și îl încurajează. Nu e bine. E greșit că omul va continua în păcatul lui și nu se va schimba. Însă, un alt lucru foarte important, un om disciplinat care s-a pocăit, el trebuie îmbărbătat. Și am să vă dau exemplu din Biblie când Apostolul Pavel le spune fraților din Corinteni, în a doua epistolă din Corinteni, dacă citim capitolul 2, versetul 6, le zice așa: este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă întristare. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Știți că uneori uităm să-i îmbărbătăm pe cei disciplinați care s-au pocăit? Eu, ca profesor la școală, am învățat să-i disciplinez. Predând matematica, știți, e o materie grea și acolo mai disciplinez cu nota fără să vreau. Dar am învățat de la Dumnezeu să am grijă, că nu toți pricep matematică, nu toți, ca și muzică și matematică, nu toți sunt născuți să aibă voce. Așa, nu toți sunt născuți să știe matematică. Dar dacă am făcut ceva rău copilul și l-am disciplinat, m-a copiat sau m-a înșelat cu ceva, și el vine și cere iertare și pare rău și văd că regretă. Dacă îl țin tot timpul sub observație, că atunci ai făcut așa și tot ciclul școlar, pentru mine e un om vinovat și nu-l mai iert niciodată. L-am ucis pe acel copilul ăla trebuie să-i dau din nou încredere. Să-i dau ocazia din nou să fie primit. Tot așa, un om disciplinat care s-a pocăit, ăla trebuie încurajat și îmbărbătat, că altfel câștigă diavolul. Altfel câștigă diavolul. Și aveți exemplu în Scriptură. Aici, Apostolul Pavel a spus să nu fie doborât de prea multă întristare. Doamne, ajută-ne să nu uităm să-i îmbărbătăm și pe cei care s-au pocăit. Adică acum întrebarea, pe cine să îmbărbătăm? Pe toți care se pocăiesc. Pe toți care se pocăiesc. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și am răspuns și la întrebarea pe cine să îmbărbătăm, următoarea întrebare, cum facem lucrarea asta? Nu, că dacă știm că suntem responsabili, știm acum pe cine să îmbărbătăm, acum cum o facem? Că și asta contează, că dacă nu o facem bine, iar n-am făcut cum trebuie. Și în primul rând, ca să vedem cum trebuie să facem îmbărbătarea, ne uităm la oamenii care sunt în necaz. Și o să luăm pe cel mai necăjit om, să spun așa, care a suferit cele mai mari necazuri, Iov. Să vedem ce nevoie a avut el, nu? Ca să ajuți pe cineva, trebuie să-i faci după nevoia lui. Degeaba îi dai ceva ce n-are voie. E bolnav în spital, are diabet și tu mergi și duci banane și ciocolată. Nu le-a ajutat cu nimic, că el are diabet. Îi dai pe măsură tratamentul sau îl ajuți. Nu tratament trebuie să dai, dar mergi să-l ajuți. Tot așa, ca să vedem ce avem de făcut, ne uităm la Iov. Și Iov, în câteva cazuri, citesc două versete. Versetul 14 din capitolul 6, Iov 6 cu 14. Cel ce suferă are drept la mila prietenilor, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Un om care se află în necaz, la un moment dat, cum a fost și Iov, se vede cumva părăsit de Dumnezeu și nu mai vede mila lui Dumnezeu. Dar poate ați întâlnit, sunt oameni care au spus, pe mine Dumnezeu nu mai iubește, necazul meu atât de mare că nu mai poate fi rezolvat. Dumnezeu n-are milă de mine. El nu mai vede mila lui Dumnezeu. Și atunci zice aici, cel ce suferă are drept la mila prietenului. Dacă nici eu n-am milă de el, știți ce fac? Îi arată un Dumnezeu nemilos. Pentru că el va vedea mila lui Dumnezeu prin mine. El nu mai vede. Dar având eu milă de el, el îl va vedea pe Dumnezeu prin mila care o transmite prin mine. Prietenii lui Iov, când au plecat de acasă, au plecat cu gândul ca să-l mângâie, să-l îmbărbăteze. 7 zile, 7 nopți au stat și n-au scos o vorbă. O pregătit Dumnezeu un timp în care el să fie îmbărbătat și încurajat. Au tăcut din gură. Dar în momentul când și-au deschis gura, nu au făcut altceva decât să-l apese și să-l zdrobească mai tare. Pentru că n-au fost înțelepți. Un om care se află în necaz are nevoie de milă. De aceea Iov spune de mai multe ori, versetul 21 din capitolul 19, fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, că mâna lui Dumnezeu m-a lovit. Și ei puteau să vină să spună, Dumnezeu are milă de tine.
Pentru că ne-au trimis pe noi ca să ne purtăm cu milă. Dar ei s-au comportat cu acuze. Și au venit și au spus, a, uite, am avut descoperire noaptea. Am avut vedenie. Citesc Iov capitolul 4, versetul 15. Un duh a trecut pe lângă mine, un păr mi s-a zbârlit ca ariciu, un chip cu înfățișare necunoscute era înainte ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut. Am avut vedenie de noapte. O putut să spună. Tu tot timpul spui că n-ai păcătuit. Că eu v-aia spunea. Sunt în necaz, dar n-am păcătuit. Necazul care a venit peste mine nu e o consecință a păcatului și avea dreptate aici. Dar ei au avut o vedenie, dar nu era de la Dumnezeu, că ai scrie cu dâmic, un duh, versetul 15, cu dâmic. Pentru că era un duh străin care i-a inspirat și a făcut din teoria asta că toți care, de-aia a ajuns, de-aia l-a pedepsit Dumnezeu. Uite ce l-a nenorocit Dumnezeu acum. I-a dat Dumnezeu, cu bâta i-a dat. Nu face Dumnezeu așa. Păzească-ne Dumnezeu să gândim în felul acesta. Ei așa au gândit aici. Și pe baza acestor gândiri au început să-l contrazică pe Iov și să-l ponegrească, cumva să-l acuze și să-l provoace mai departe să păcătuiască. Pentru că Biblia spune în primele capitole că n-a păcătuit deloc cu gura lui împotriva lui Dumnezeu. Citesc, să zicem, un verset vă citesc. Versetul 10, ultima parte. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Până la un moment dat, când a fost provocat de prietenii lui, care trebuia să aibă milă și nu a avut milă, care trebuia să fie călăuziți de Duhul Sfânt și nu a fost călăuziți de Duhul Sfânt, a fost călăuziți de alt Duh. De aceea, pe lângă milă, nu e suficient milă să ai, trebuie să ai ungerea și călăuzirea Duhului Sfânt, cum să faci lucrarea de îmbărbătare. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Să lăsăm pe Duhul Sfânt. Știți cum se numește Duhul Sfânt? Mângâietorul. Știți, știu că știți. Dar acum îl privim în contextul acesta. Cum o să știu să mângâi și să îmbărbătez pe alții? Cum mă învață mângâietorul? Dacă nu l-am pe mângâietorul ca profesor să mă învețe, atunci o să fac greșit lucrarea aceasta. De aceea, Doamne, ajută-ne să avem milă. Știți că Domnul Iisus Hristos a avut milă nu numai când a vindecat bolnavii, că noi ne rugăm pentru bolnavi. Și asta e foarte important când ne rugăm pentru bolnavi, să nu ne rugăm cu gândul ăla că l-a pedepsit Dumnezeu. Știu, uite, vezi, acum m-a făcut el atunci ceva și tu te rogi, Doamne, ai milă de el. Nu așa. Face să-i faci bine, că m-a zidit sinagoga, zicea o altă dată la Domnul Iisus. Așa să ne rugăm și noi, să ne rugăm cu compasiune și cu dragoste, să dorim ca Dumnezeu să-l vindece. Aia înseamnă milă, milă. Și despre Domnul Iisus Hristos spune de mai multe ori când, nu mai citesc acum, om să vă spun că timpul e înaintat, și când o vindeca bolnavii, o văzut o gloată mare, care, ca niște oi care n-au păstor. Și printre altele au zis Domnul Iisus Hristos că a avut milă de ei și i-a învățat multe lucruri. Știți că și când înveți și ca învățător, dacă n-ai milă, nu-i bine? Doamne, ajută-ne să avem milă. A făcut milă de noroade și o vindecat pe mulți bolnavi. Pentru că Domnul Iisus Hristos a avut milă. Hai să învățăm de la El și să avem milă. Mila va birui judecata. Și apoi, în al treilea rând, atunci când îmbărbătăm, trebuie să folosim, și foarte important, cuvântul lui Dumnezeu care are putere și să îmbărbăteze. Atâția oameni au fost îmbărbătați. Nu doar să le spunem niște cuvinte pozitiviste, ci întotdeauna să avem mesajul lui Dumnezeu pe care să-l transmitem. Și am să vă dau un exemplu pe Ieremia. La un moment dat, Ieremia era acuzat că moaie inima poporului. Dar el îi îmbărbăta și le zicea, dacă mergeți prizonieri la Nebucadnețar, atunci o să vă duceți bine. Dar ei nu au acceptat soluția și au spus, uite, nu-i mai inima ca să pierdem războiul. Au crezut că el nu îi îmbărbătează, dar el îi îmbărbăta prin mesajul care îl transmitea. Pentru că el transmitea mesajul lui Dumnezeu și ei s-au luat după alte mesaje care cică erau de îmbărbătare și au ajuns în pieire. Și mai sunt și alte exemple în Scriptură, dar am vrut doar ca să știți. E foarte important să avem această Sfântă Scriptură, plină inima de Sfântă Scriptură, ca să știm ce soluție să dăm oamenilor. Dacă nu avem Biblia, nu o să știm să facem lucrarea asta. Și apoi, sigur, Duhul Sfânt poate să ne transmită mesaje profetice ca să îmbărbătăm. Dragii mei, aș vrea să recapitulăm un pic într-un sfârșit, dar să nu uităm și o să mai citesc un verset despre Domnul Iisus Hristos.
pentru că El este modelul nostru suprem în lucrarea de îmbărbătare și pe El să-L urmăm. Asta vreau, să-L urmăm. El a venit astăzi și în seara aceasta să îmbărbăteze. Dragii mei, prin cuvântul Său, prin Evanghelie, să nu uităm, toți oamenii au nevoie de îmbărbătare, de aceea lucrarea de îmbărbătare este o lucrare nu izolată, o lucrare generală și suntem responsabili toți să o facem. În al doilea rând, pe cine îmbărbătăm? Pe toți care se pocăiesc. Doamne, ajută-ne! Pe cine nu îmbărbătăm? Pe cei care stăruie în păcat și în idolatrie. Și cum îmbărbătăm? Cu milă, plin de Duhul Sfânt și folosind cuvântul lui Dumnezeu când facem lucrarea de îmbărbătare. Și am să citesc și din Isaia, capitolul 61, versetul 1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns ca să aduc vești bune celor nenorociți. Și tu ai fost uns de Duhul Sfânt. Și tu ai primit botezul cu Duhul Sfânt. Și zici că ești plin de Duhul Sfânt, foarte bine. Uite ce trebuie să faci. Să aduci vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindel pe cel cu inima zdrobită. Să vestesc un an de îndurare. Să vestesc, așa cum scrie acolo, dă-i înapoi, te rog. O să citesc din Biblie că văd mai bine decât acolo departe. El m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne! Mai știți cum facem noi? Noi un an de răzbunare și așa din când în când de mângâiere. Nu, aici e invers, vedeți? O zi, numai o zi, și un an de îndurare și o zi de răzbunare. Da, va veni și pedeapsa lui Dumnezeu, dar Doamne, ajută-ne să avem parte de mângâiere și îmbărbătarea Domnului. Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt și o să vreau să facem o rugăciune și pentru asta o să vă rog să ne ridicăm în picioare. Pentru că astăzi am stat în fața cuvântului Dumnezeu, sunt aici între noi oameni care trec prin necazuri și nimeni nu știe. Astăzi n-am fost programat să vin aici, dar astăzi pentru cineva, cel puțin pentru o persoană care are nevoie de îmbărbătare și de încurajarea credinței să meargă înainte, să nu dea înapoi. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, să încurajeze, să îmbărbăteze. Sunt oameni care au bolnavi în familie, bolnavi de cancer și aveți și dumneavoastră în biserica dumneavoastră. Sunt oameni care au în familie probleme grele și n-au la cine apera, dragii mei. Haideți să ne rugăm pentru ei. Sunt, așa cum scrie acolo Ioan, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Dragul meu, uite aici câți ai care se roagă pentru tine. Nu știe numele tău, dar se roagă pentru tine. Ne vom ruga Domnul să aibă milă și să mângâie și să îmbărbăteze. Și să ne ajute și pe noi la rândul nostru să învățăm să facem lucrarea aceasta de îmbărbătare. Ne rugăm cu toți în comun și în același timp îi mulțumim lui Dumnezeu că astăzi a venit la noi ca să ne aducă mângâiere și îmbărbătare. Ne rugăm cu toți în comun.